Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, continuăm să aflăm despre planurile Națiunilor Unite și ale agențiilor sale de proiectare și implementare a agendei Summitului Viitorului de la New York în zilele de 22 și 23 septembrie și implicațiile sale pentru sănătatea globală, dezvoltarea economică și drepturile omului. Mai exact, trei noi pacte vor fi aprobate la summitul ONU pe tăcute, fără dezbateri. În preambulul Cartei Națiunilor Unite din 1945 scrie negru pe alb că noi, popoarele Națiunilor Unite, ne-am hotărât să promovăm progresul social și standarde de viață mai bune într-o libertate mai mare. Organizația Națiunilor Unite va organiza Summitul Viitorului. Summitul Viitorului, soluții multilaterale ale viitorului, la sediul său din New York, în zilele de 22 și 23 septembrie 2024, în timpul celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Generale. Se așteaptă ca liderii a 193 de state membre să își reafirme angajamentele față de obiectivele de dezvoltare durabilă, cunoscute ca ODD-uri, care stabilesc 2030 ca termen limită pentru atingerea celor 17 obiective, sau Agenda 2030. ODD-urile includ eradicarea sărăciei, dezvoltarea industrială, protecția mediului, educația, egalitatea de gen, pacea și parteneriatele. Summitul este de asemenea o ocazie pentru liderii mondiali de a reitera angajamentul față de Carta din 1945, care a stabilit scopurile, structurile de conducere și cadrul ONU, Secretariatul, Adunarea Generală a ONU, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic și Social, Curtea Internațională de Justiție și tutela Consiliului. Summitul a fost inițiat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prin raportul său din 2021, intitulat Agenda noastră comună, pentru a constitui un nou consens global asupra cum ar trebui să arate viitorul nostru și ce putem face astăzi pentru a ne asigura. ONU susține destul de dramatic în proiectul Pactului pentru Viitor că acest summit este necesar pentru că, citez, ne confruntăm cu riscuri catastrofale și existențiale în creștere, multe cauzate de alegerile pe care le facem, și că riscăm să ne întoarcem într-un viitor de criză persistentă și defalcare dacă nu ne schimbăm cursul. Am încheiat citatul. De asemenea, susține că numai ONU ar fi capabilă să facă față acestor crize aparent multiplicatoare, deoarece depășesc cu mult capacitatea oricărui stat singur. Acest scenariu sună familiar. Crizele globale necesită guvernare globală. Dar putem avea încredere în scenaristul care este singurul concurent pentru acel scaun de guvernator? Începând cu 2020, încrederea popoarelor în ONU a fost serios suminată deoarece brațul de sănătate al ONU, Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a promovat politici despre care se știe că provoacă sărăcirea în masă, pierderea educației, creșterea ratelor de boli prevenibile și altele. Niciunul dintre celelalte organe ale întregului sistem nu a rezistat împotriva acestor abuzuri, în afară de înregistrarea limitată a daunelor pe care le încurajau, în timp ce învinuiau sistematic virusul și nu răspunsul fără precedent și neștiințific. Cu toate acestea, aceasta nu este criza pe care ONU o are în vedere în avansarea noii agende pentru viitor. Accentul său este chiar contrariul, sporind teama de crize viitoare care vor anula decenii de progres uman. Deși răspunsul la COVID-19 a fost ordonat de liderii naționali, ONU a impulsionat în mod activ măsurile dezastroase, universale, inclusiv închiderea frontierelor, închiderea societății, vaccinarea în masă, eliminarea accesului la educația formală și, simultan, promovând cenzura popoarelor dizidente. Sistemul și cel mai înalt oficial al său, secretarul general al ONU, și-au abrogat responsabilitatea de a ne salva din iad,
așa cum a comentat odată regretatul secretar general al ONU, Dag Hammarskjöld, despre rolul său. Anume că s-a spus că ONU nu a fost creată pentru a ne aduce la rai, ci pentru a ne salva de iad, spune acesta în 1954. În timp ce acoperă aceste animozități împotriva umanității și evitând responsabilitatea, ONU și liderii mondiali intenționează să aprobe un set de 3 documente politice fără caracter obligatoriu. Un pact pentru viitor, o declarație privind generațiile viitoare și o declarație globală, compact digital. Toate au fost plasate sub procedura de tăcere și au fost planificate să fie aprobate cu puține discuții. Deși acest lucru ar putea ridica sprâncenele popoarelor, este în conformitate cu rezoluția relevantă AGA, adoptată în 2022. Adunarea Generală decide că summitul va adopta un document final concis, orientat spre acțiune, intitulat Un pact pentru viitor, convenit în prealabil prin consens, prin negocieri interguvernamentale. De remarcat, procedura de tăcere a fost introdusă în martie 2020, printr-o decizie din 27 martie, intitulată Procedura de luare a deciziilor adunării generale în perioada pandemiei de COVID-19, pentru întâlnirile virtuale, dar apoi a rămas convenabilă. Pactul pentru viitor, promisiuni generale, generoase și ipocrite. Cea mai recentă versiune a Pactului pentru viitor, revizuirea a treia, a fost lansată la 27 august 2014. Co-facilitatorii, Germania și Namibia, au propus ca acesta să fie plasat sub procedură de tăcere până pe 3 septembrie. Aceasta a însemnat că, fără obiecții, textul a fost declarat adoptat. În prezent nu există suficiente informații disponibile public pentru a ști dacă s-a întâmplat cu adevărat. Punctul 9 din preambul marchează o ruptură majoră față de și o neînțelegere a Declarației Universale a Drepturilor Omului și a principiilor care stau la baza dreptului internațional modern al drepturilor omului. Acest lucru a eliminat drepturile omului de a fi primordiale pentru ONU și pentru buna guvernare. Ele nu devin mai valoroase decât dezvoltarea durabilă, pacea și securitatea pentru cine? Trebuie remarcat faptul că Carta ONU definește pacea și securitatea internațională ca unul dintre scopurile ONU la articolul 1 și nu a menționat dezvoltarea sau dezvoltarea durabilă, o terminologie recentă, ca un drept scop. Aceasta este o pantă periculoasă și chiar și pentru un text fără caracter obligatoriu, deoarece ar însemna că drepturile omului pot fi abrogate dacă un lider sau o instituție nedefinită decide că susținerea lor ar face dezvoltarea mai puțin sustenabilă sau le-ar impune sentimentul de securitate. Cei 3 piloni ai Națiunilor Unite, dezvoltarea durabilă, pacea și securitatea și drepturile omului, sunt la fel de importanți, interconectați și se consolidează reciproc. Nu putem avea una fără celelalte. Declarația ulterioară din paragraful 13 din preambulul Pactului pentru viitor, fiecare angajament din acest pact este pe deplin consecvent și aliniat cu dreptul internațional, inclusiv cu dreptul drepturilor omului, nu este în mod clar consecventă. Contradicția de aici, în mijlocul divagațiilor indefinibile care urmează, este fie neintenționată, fie provine dintr-o interpretare greșită a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Cu 60 de acțiuni grupate sub mai multe teme, dezvoltare durabilă și finanțare pentru dezvoltare, pace și securitate internațională, tehnologia științei și inovarea și cooperarea digitală, tineretul și generațiile viitoare sau transformarea guvernanței globale, Pactul pentru viitor este în contrast cu documentele bine scrise, precum Declarația Universală a Drepturilor Omului, care au fost elaborate în primii ani ai existenței ONU. Mai degrabă decât declarații concise, clare, de înțeles și acționabile, cele 29 de pagini ale Pactului pentru viitor
sunt copleșite de generalizări strânse, uneori utopice, și declarații interne contradictorii, care permit ca aproape orice acțiune viitoare să fie justificată și lăudată. Acțiunea 1 este un exemplu perfect. Iată, vom întreprinde acțiuni îndrăznețe, ambițioase, accelerate, juste și transformatoare pentru a implementa Agenda 2030, a atinge ODD-urile și a nu lăsa pe nimeni în urmă. Prevede Pactul pentru viitor. În continuare, la punctul 20, este notat că, citez, hotărâm să ne intensificăm eforturile pentru punerea în aplicare deplină a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a Agendei de acțiune de la Addis Abeba și a Acordului de la Paris. Hotărâm punerea în aplicare pe deplin a angajamentelor din declarația politică convenită la summitul privind obiectivele de dezvoltare durabilă din 2023. Hotărâm să mobilizeze și să furnizeze resurse și investiții semnificative și adecvate din toate sursele pentru dezvoltarea durabilă. Hotărâm înlăturarea tuturor obstacolelor în calea dezvoltării durabile și abținerea de la constrângere economică. Ar fi o adevărată provocare să încercăm să interpretăm și să definim unele dintre aceste acțiuni în texte legale sau politici. Dar întregul document, presupus scris de cei mai buni redactori ai ONU, cu supravegherea și sub îndrumarea celor mai buni diplomați, toți plătiți de contribuabili, conține astfel de angajamente puzzle. În mod similar, acțiunea 3 este fără îndoială un obiectiv de nerealizat. Citez. Vom pune capăt foametei, vom elimina insecuritatea alimentară și toate formele de malnutriție. Am încheiat citatul. Nu s-a întâmplat asta în circumstanțe normale înainte de 2020. Cum vom face astăzi, mai ales după ce ONU a încurajat în mod deliberat toate țările să-și blocheze economiile, trădându-și propria agendă de eradicare a foametei? A sugera că vom arăta fie ignoranță uimitoare și detașare de realitate, fie un dispreț rușinos pentru a spune adevărul. Pe tot parcursul documentului sunt folosite declarații similare, ceea ce îl face insultător pentru cei care iau în serios bunăstarea umană. Documentul se întinde pe aproape toate cele pe care ONU le-ar putea atinge, dar merită remarcate câteva aspecte mai ipocrite. Co-sponsorizat de Germania, o țară cunoscută pentru creșterea rapidă a exporturilor de arme și extinderea emisiilor de carbon după închiderea ultimelor sale centrale nucleare, acesta afirmă că țările se vor asigura că cheltuielile militare nu compromit investițiile în dezvoltarea durabilă, paragraful 43, litera C. În timp ce Uniunea Europeană refuză să negocieze cu Rusia asupra crizei din Ucraina, Pactul pentru viitor prevede că statele trebuie să, citez, intensifice utilizarea diplomației și medierii pentru a atenua tensiunile în situații. Am încheiat citatul. Paragraful 12. Nu ezită să proclame obiectivul eliminării tuturor armelor nucleare, la paragraful 47, dar oare cum s-ar putea face asta? Și, destul de flagrant, având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu, protejarea tuturor civililor în conflicte armate, în special a persoanelor aflate în situații vulnerabile, se notează la aliniatul 35. S-ar putea considera că toate acestea sunt minunate, dar ar fi superficial, deoarece cuvintele nu opresc bombele care cad asupra copiilor și civililor atunci când difuzoarele își intensifică producția și exportul. Pentru un străin, ONU și statele sponsor prin acest pact ar părea să glumească, doar că nu este așa. Acest lucru este cu mult mai rău. Summitul viitorului este doar o ocazie pentru cei implicați de a încerca să-și spele numele și moștenirea. Își va atinge ODD-urile până în 2030? Foarte probabil că nu, așa cum tocmai a recunoscut ONU în luna iunie în raportul de progres. Deja la jumătatea drumului, țările sunt din ce în ce mai îndatorate ca urmare a blocajelor. Creșterea inflației sărăcește cea mai săracă și clasa de mijloc din întreaga lume.
finanțarea pentru prioritățile cheie în domeniul sănătății, cum ar fi malaria, tuberculoza și nutriția, a scăzut în termeni reali. La masa multilaterală, ONU folosește narațiunea viitoarelor șocuri globale complexe, definite ca evenimente care au consecințe grave, perturbatoare și negative pentru o proporție semnificativă de țări și populația globală și care duc la impacturi în mai multe sectoare din întreaga lume, care necesită un răspuns multidimensional, cu mai multe părți interesate și un răspuns la nivelul întregului guvern al întregii societăți. Putem citi la paragraful 85 din acțiunea 57 pentru a stabili platforme de urgență pe care le va coordona. Această nouă narațiune, care a câștigat proeminență în timpul pandemiei, ar putea fi atrăgătoare pentru liderii care nu îndrăznesc să-și asume întreaga responsabilitate față de cetățenii lor. Gestionarea crizelor de către ONU va arăta foarte mult ca blocarea întregii societăți, care este încă proaspătă în memoria noastră. Și, la fel ca răspunsul COVID, se bazează pe o exagerare eronată a adevărului, pentru a transforma fenomenele naturale în semne de moarte iminentă. Din nou, aceasta este o utilizare malignă a scenariilor apocaliptice noi, indiferent de faptul că profețiile recurente ale pieirii climei s-au dovedit a fi false, pentru a justifica finanțarea, rolul și existența ONU și altor organisme. Declarația privind generațiile viitoare, de ce este nevoie, pentru cine și de ce acum. În mod similar, cea mai recentă versiune a declarației privind generațiile viitoare, revizuirea 3, a fost de asemenea pusă sub procedură de tăcere până la 16 august. Cu toate acestea, opoziția ridicată împotriva acestui proiect a dus la revizuirea acestei declarații pentru renegociere. Proiectul de document este scurt, cu 4 părți: preambul, principii directoare, angajamente și acțiuni, fiecare având câte o duzină de paragrafe. Primele două sunt mai mult sau mai puțin clare, de înțeles și agreabile. Cine ar putea să nu fie de acord cu importanța investiției în tineri sau în principiul nediscriminării? Cu toate acestea, există și excepții. Narațiunile ONU despre dialogul intergenerațional, de la paragraful 15, și nevoile și interesele generațiilor viitoare, de la paragraful 6, ambele par foarte ambigue, în ciuda utilizării unor termeni atractivi. Cine poate reprezenta trecutul, prezentul și viitorul pentru dialog? Cine decide asupra ce dialog? Ce acțiuni legitime pot fi întreprinse? Mai mult decât atât, este acceptabil să sacrificăm bunăstarea generațiilor prezente în numele păstrării nevoilor și intereselor ipoteticelor generații viitoare, atunci când avem puțină idee despre contextul sau nevoile lor? Cei mai mulți ar fi de acord, așa cum au făcut-o oamenii întotdeauna, că o clădire pentru viitor, o pădure, un zid al orașului, un drum, o biserică sau un templu, a fost rațională și facem asta încă. Dar de ce țările ar avea brusc nevoie de sfaturi sau conducere din partea unei birocrații centralizate a ONU pentru a-și determina politicile perspective? Pot fi ridicate preocupări specifice cu privire la întreaga idee a acestui document. Cine sunt generațiile viitoare? În cazul în care un trimis special pentru generațiile viitoare va fi numit de către Secretarul General al ONU pentru a sprijini punerea în aplicare a declarației, o recomandare direct din raportul său din 2021, acea persoană în mod clar nu va avea legitimitatea unui mandat din ipoteticul generațiilor viitoare pe care se presupune că le reprezintă. Nimeni acum, inclusiv ONU, nu poate pretinde în mod legitim că reprezintă generațiile prezente. Este întotdeauna ușor să evocați umanitatea. Nu este deloc ușor pentru specialiștii în drept să stabilească ce drepturi și ce responsabilitate va avea umanitatea, inclusiv popoarele teoretice care nu există încă. Conceptul de generații viitoare a fost o construcție în dreptul internațional al mediului. Declarația Conferinței ONU privind mediul uman de la Stockholm din 1972 a făcut prima referire la aceasta
într-o ruptură monumentală de conceptul de individualitate în întreaga Declarație Universală a Drepturilor Omului. La principiul 1 din Declarația de la Stockholm se spune că omul are dreptul fundamental la libertate, egalitate și condiții adecvate de viață într-un mediu de o calitate care îi permite o viață demnă și bună, iar el are responsabilitatea solemnă de a proteja și îmbunătăți mediul pentru generațiile prezente și viitoare. Anii mai târziu, internaționaliștii au îmbrățișat în grabă conceptul de generații viitoare în multiple tratate de mediu și dezvoltare. Are sens în anumite circumstanțe specifice, de exemplu, să reducem poluarea industrială pentru a menține râurile curate pentru copiii noștri. Cu toate acestea, această bună intenție a fost rapid transformată în acțiuni raționale de control al funcționării de bază a societății. În ultimele decenii au fost depuse vaste eforturi multilaterale de ONU și regionale de Uniunea Europeană pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în beneficiul viitor teoretic al altora. Dar aceste eforturi au restrâns serios dezvoltarea și bunăstarea multora din generațiile prezente în țările cu venituri mici, reducând accesul la energie accesibilă și scalabilă, combustibilii fosili, și conducând la continuarea inegalității globale. Recent, impactul devastator al măsurilor COVID unilaterale, impuse lumii în numele binelui mai mare, a vizat în mod ipocrit generațiile viitoare. Accentul pus pe reducerea nivelurilor de educație și asigurarea sărăciei intergeneraționale a furat de la generațiile viitoare pentru a alina temerile unora din cele prezente. Având în vedere aceste exemple, orice proclamație ONU în acest domeniu trebuie pusă la îndoială, în special noua narațiune care stârnește frica despre șocuri globale complexe, în timp ce ONU încă susține blocajele și închiderile prelungite ale școlilor și locurilor de muncă, denigrate anterior în sănătatea publică pentru rolul lor în pierderea prosperității viitoare. Global Digital Compact, GDC, o încercare ONU de a conduce și controla revoluția digitală. A treia versiune a Global Digital Compact, GDC, din 11 iulie, a fost de asemenea plasată sub procedură de tăcere. Cu toate acestea, nu există informații care să determine dacă a fost adoptată sau nu. Proiectul disponibil publicului urmărește să stabilească obiectivul unui viitor digital inclusiv, deschis, durabil, echitabil, sigur și securizat pentru toți, în domeniul non-militar, citim la paragraful 4. Un document relativ lung, cu o structură similară celor două discutate anterior, cu obiective, principii, angajamente și acțiuni, care este prost gândit și scris, cu multiple angajamente neclare și contradictorii. De exemplu, paragrafele 23.d și 28.d conțin angajamentul statului de a nu restricționa ideile și informațiile, precum și accesul la internet. Cu toate acestea, alte câteva paragrafe, cum ar fi 25 litera B, 31 litera B, 33, 34 și 35, descriu impactele nocive ale discursului instigator la ură online, dezinformarea și notează angajamentul statului de a combate astfel de informații în interiorul și în afara teritoriului lor. GDC solicită de asemenea companiilor de tehnologie digitală și platformelor de social media și companiilor și dezvoltatorilor de tehnologie digitală să fie răspunzători, dar nu reușește să definească pentru ce trebuie să fie răspunzători și ce înseamnă acest lucru. În mod deloc surprinzător, documentul nu definește niciodată discursul instigator la ură, informarea greșită și dezinformarea și cine ar trebui să determine, pe baza a ce criterii, că a avut loc un astfel de discurs și diseminare de informații. Într-o lume atât de diversă, cine decide ce este rău? Cine greșește și cine are dreptate?
Dacă acest lucru este lăsat exclusiv în seama unui stat sau unei autorități supranaționale, așa cum s-ar putea presupune în mod logic, atunci întregul document este un apel la cenzura oricărei opinii și informații neconforme cu narațiunile oficiale. Un apel bogat decorat cu altfel semnificativ termeni precum drepturile omului și dreptul internațional. Este posibil ca unele societăți să se fie obișnuit să trăiască în astfel de condiții totalitare, dar este rolul ONU să se asigure că trăim cu toții astfel? GDC solicită ca sistemul ONU să joace un rol în promovarea dezvoltării capacităților pentru o guvernanță responsabilă și interoperabilă a datelor. Se arată la paragraful 37 și chiar recunoaște că ONU ar trebui să modeleze, să permită și să sprijine guvernanța internațională a inteligenței artificiale, scrie la paragraful 53. Țările se angajează să înființeze în cadrul ONU un grup științific internațional multidisciplinar independent pentru inteligența artificială, prevede paragraful 55, și să inițieze un dialog global privind guvernarea inteligenței artificiale. Ce înseamnă asta? O birocrație din New York va gestiona programele și politicile naționale de inteligență artificială. Aceasta este o încercare clară a ONU de a controla un sector construit în mare parte de companii private cu mare viteză, de a-și injecta viziunea și de a-și rezerva propriul scaun de șofer pentru a gestiona revoluția digitală în marș. Reușește cumva să lege implementarea ODD-urilor de capacitatea sa de a controla și implementa inteligența artificială și de a exercita guvernanță pe internet, bunuri și infrastructură publică digitală și, de asemenea, inteligența artificială. În concluzie, pactele, declarațiile și compactele nu au forță obligatorie. Ele sunt considerate acorduri între domni și ca atare ar putea fi negociate neglijent. Cu toate acestea, ele constituie o practică periculoasă a Organizației Națiunilor Unite. Unul construit după altul, cu multiple referințe încrucișate în diferite sectoare în forme variabile, politici, orientări, declarații, obiective și așa mai departe, care prezintă o rețea de componente interconectate extrem de dificilă atât pentru cercetători, cât și pentru reprezentanții țărilor membre ONU de a le urmări, verifica și analiza pe toate. Ele ar trebui să fie considerate legi neobligatorii, care, în mod surprinzător, pot fi întărite rapid de către ONU în texte obligatorii atunci când este necesar, evitând negocierile detaliate și clarificările care altfel ar însoți dezvoltarea unor texte executorii. Sistemul ONU folosește în mod obișnuit aceste texte voluntare pentru a solicita finanțare, pentru a construi proiecte și programe și pentru a dezvolta grupuri operative administrative. Astfel de cazuri sunt văzute clar prin cele trei documente ale summitului. Marile birocrații nu se micșorează prin natura lor. Ei trăiesc din banii câștigați de alții, iar logica lor este doar să se extindă și să se facă să pară de neînlocuit. Cu cât sunt mai mulți oameni și echipe angajați să reglementeze, să monitorizeze și să dirigeze viețile popoarelor, cu atât vom fi mai puțin liberi și cu atât lumea va arăta mai mult ca regimurile totalitare împotriva cărora trebuie să împingă ONU. Aceste texte, dacă sunt aprobate, ar trebui privite ca o pură distragere a atenției de la angajamentul serios de a implementa ODD-urile până în 2030. Ele demonstrează incapacitatea atât a statelor cât și a ONU de a implementa aceste obiective, îngropând acest fapt într-o cascadă de ghicitori neimplementabile. Cel mai rău, ele conțin și o formulare pentru a amplifica erodarea drepturilor omului de după cel de-al doilea război mondial, înlăturând suveranitatea și sfințenia noi popoarele, la un nivel sau sub concepte vagi a căror definiție este la voința oricui deține puterea. Nimeni nu-i va trage pe liderii mondiali la răspundere pentru aceste promisiuni, dar ele lărgesc
poverile generațiilor viitoare în beneficiul noilor parteneri și prieteni ai sistemului. După cum spun francezii, promisiunile îi leagă doar pe cei care le cred. Dar aproximativ 8 miliarde de oameni, din partea de jos, încă mai trebuie să plătească pentru câțiva tehnocrații de vârf pentru a scrie, a negocia și a aproba pentru toți. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!